Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție BZI Live. Invitatul de astăzi este domnul Ciprian Stegaru, agricultor din Iași și inginer mecanic, specializare mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară, cu care vom discuta astăzi despre producția din acest an, forța de muncă din agricultură care lipsește cu desăvârșire, se pare că spun fermierii în ultimii ani, dar și cum pot fi fermele mici și mijlocii profitabile. Dacă doriți să-i adresați întrebări, vă rog să o faceți pe pagina de Facebook BZI Live și BZI Iași. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule Stegaru, sunteți pentru prima dată în studioul nostru și mulțumim că ați venit. Așa că o să vă rog să vorbim despre dumneavoastră și agricultură. Cum ați descoperit iubirea asta pentru agricultură? Când ați început să fiți agricultor, să deveniți fermier cu acte în regulă? Ca să zic așa, m-am născut la țară, îmi place la țară. Și odată cu legea 18, în anul 1991, cu punerea în posesie a bunicilor, am fost implicat într-o mai mică sau mai mare măsură în muncile agricole. Și ulterior am văzut că se pot face bani, pentru că la țară nu, erau pensiile mici, dar omul, pe lângă faptul că trăia din ce producea, adică nu îi lipsea nimic, fasolă, cartof, lapte, nu știu ce, mai avea și un ban strâns. Și atunci hai să merg și eu pe linia asta. Și ați început cu câteva hectare? Cum ați procedat? Ca orice mic agricultor, am început cu terenul, să lucrez terenul familiei, ca să zic așa. Și după aia un vecin, vecinul lui și tot așa. Și ați ajuns la o suprafață de? Lucrez o suprafață mică, nu, în jur la 90 de hectare, cu ceva proprietate, deci nu-mi permite timpul de asta. Dar am rămas să fac agricultură în continuare datorită faptului că din agricultură m-am întreținut la facultăți. Da. Cum vine asta? Da. Da, nu avem, trebuia să fac ceva și atunci munca era singura opțiune, cu toate că în anii 90 toată lumea, domnule, muncești, nu se mai trebuie școală, eu am ales să fac și un pic de școală. Și atunci, din agricultură, banii câștigați, mă întrețineam la facultate. Transport, haine, tot ce ținea. Manuale, de ce nu, că a apărut moda că să cumperi manualul X sau Y. Dar sunteți din Iași, sunteți originar din Iași? Sunt originar din Iași, comuna Holboca. Unde aveți și terenurile agricole? Și sigur, ce ați vindeați produsele obținute, legumele la piață? Cum procedați? Eu mă ocup doar de cultură mare, vindeam porumb, floare, grâu, mai măcinam, făceam făină. Cam asta e. Și până la urmă a funcționat această metodă. Ați reușit și merge. Și merge în continuare. Sigur că da. Dar dumneavoastră, acum exploatați 90 de hectare în comuna Holboca. E o comună la puțin mică distanță de Iași. E în zona metropolitană a Iașului, cu presiunea boomului imobiliar, ca să spun exact. Așa. Exact. Cum e un avantaj, dezavantaj faptul că sunteți în comuna aceasta, agricultorii încă vechi agricultori sau cei ca și bunicii noastre, încă mai fac legumicultură, agricultură, s-au mai păstrat puțin tradițiile acestea? Da, atât timp cât nu sunt câmpuri nelucrate, înseamnă că facem agricultură sau se face agricultură. Și mai ales dacă localitatea e mai apropiată de Iași, și atunci chiar și cei în vârstă beneficiază de aportul rudelor sau copiilor plecați la oraș și spun, în 5 minute ajung la Holboca sau în 10 minute. Și atunci are timp o oră să ajute în gospodărie sau la câmp. Da, noi ne gândim de obicei când vorbim de agricultură la câmpuri mari, întinse, în zone mai puțin accesibile. Sunt și de asta. Numai că problema asta cu lucratul e rezolvată în special de tractoare de mare capacitate, utilaj de putere mare. O să vorbim și despre asta pe parcursul emisiunii. Dumneavoastră lucrați singur acum în fermă sau mai aveți colegi angajați? 90 de hectare e o suprafață medie, ca să spunem, pentru un fermier. La ora actuală lucrez singur, adică singur. Bun, mai am nevoie, să zicem, primăvara sau toamna, de ajutat să pună cineva un sac în remorcă sau să bagați o remorcă, dar asta mai rog, un coleg, plătesc pe cineva, nu-i, dar marea majoritate lucrez singur. Mai ales că parcul meu îmi permite să lucrez undeva la peste 200 de hectare. Fiind de profesie inginer mecanic, am și pasiunea asta de a repara. Și atunci mai iau câte un utilaj și în timpul liber îl repar, îl țin acolo. De regulă, e o vorbă așa, cât sunt de multe utilajele în curte, câteodată nu ajung. N-are cine să ducă o remorcă în câmp sau, eu știu, să trag un plug. Aveți cultură mare, deci numai cu asta vă ocupați. O spuneați porumb, floare soarelui și grâu. Și grâu, rapiță, în anii când, să zicem, sunt ploioși. Cum, de exemplu, anul ăsta, să zicem, se pretează la înființarea unei culturi de rapiță în luna august-septembrie.
Anul acesta e un an mai bun, spun fermierii, pentru că dacă ar fi să fac o comparație cu anul precedent, când a fost dezastru, mulți au pierdut cea mai mare parte din producție. La fel și eu. La fel și noastră, da, majoritatea au avut această problemă, seceta a afectat foarte mulți fermieri. Anul acesta deja se văd semne bune în ceea ce privește producția. Da, avem un an cu o cantitate destul de mare de precipitații. Acum eu zic că vine în, ca să compenseze deficitul, pentru că de 30 de ani încoace cantitatea media precipitațiilor căzute anual a scăzut. Și atunci să zicem că compensează oarecum sau vine să echilibreze puțin balanța. Dar până nu vedem în remorcă, în magazie, cereale efectiv, nu putem spune că e bine sau... Și plus mai avem presiunea pieței, cum se face la noi o cantitate mai mare de cereale, cum scad prețurile așa, pentru un miracol. Plus că acum vorbim de un an atipic, am văzut în piață că se vine cu o ofertă de îngrășăminte, pesticide, semințe, la prețuri foarte, foarte mari, din ce în ce mai mari, nu știu cum, care este scopul până la urmă. Că nici de 30 de ani de când fac, de 20 ceva de ani de când fac agricultură, n-am văzut ca în luna iunie să spună, domnule, luați îngrășăminte acum sau luați semințe. Sau... Sunt rămase de pe stocul de an trecut, când a fost să știu ce să spun. Plus, tot felul de mesaje de-astea alarmante. Sau au crescut prețurile, cum nu știu, de 20, 30%, 40%. E reală sau pur și simplu sunt doar discuții? N-aș putea spune. Mi se pare o chestie așa mai mult artificială, părerea mea. Pentru deci... că mai avem până la recoltare, până la înființarea noilor culturi. Nu știu. Deci, practic, nici prețurile nu ar fi mari justificat. Sau știu că spuneau chiar și legumicultori că ar fi crescut prețul la diverse produse. În special la inputuri. Semințe, pesticide, îngrășăminte, da. Care mi se pare așa, prea deodată. Din pix făcută, nu? Exact. De ce nu? Să spunem că din pix. Adică nu vine cineva să spune, uite, costurile de producție. Toată lumea dă vina pandemiei. Bun, pandemie, dar vorbim de industria chimică acolo. Ce putea să... Mai ales că barilul de petrol a scăzut. Acum văd că crește prețul la carburanți. Da. Păi de ce? N-am văzut o creștere excesivă a barilului de petrol. Nu știu. Nu există logică și... Da, chiar nu există logică la ce se întâmplă în piață la ora actuală. Da, dumneavoastră, având cultură mare, bineînțeles, trebuie să folosiți diverse substanțe, diverse produse. Deci, practic, le luați, cred că din timp, le verificați un pic piața ca să știți... Exact. Da, la înființarea culturii, de regulă, trebuie să te asiguri că oarecum ai pe stoc sau ai comandat o anumită cantitate necesară pentru cultura respectivă. Da, și asta observ că în ultimul an au fost diferențe de prețuri la produse și, cum v-am și zis, pe diverse categorii în agricultură, nu doar în cultura mare. Cum mă gândesc că ori cineva sau cei care au văzut că avem un an... Se arată are semne bune, ca să zic așa, în agricultură și spun, băi, hai să vedem cum facem ca să creștem și noi un pic adaosul, să nu-i lăsăm să se capitalizeze. Pentru că, uitați, de 30 de ani, agricultorul român nu prea e capitalizat. Adică s-au luat tot felul de măsuri și de către guvern și de către piață, astfel încât să nu fie capitalizat. Deci, până la urmă, tot fermierul e cel care suferă, mai ales financiar. Da, da. Dar dacă vorbeam de profitul unei ferme mici sau medii, pentru că dacă ne gândim la fermierii mari, cei care au suprafețe întinse, câteva mii de hectare, clar, profitul poate să apară nu rapid, pentru că în agricultură, din câte am înțeles, nu poți să faci profit rapid, dar la ei, cu siguranță, banii, profitul apare. La cei mici, dumneavoastră sunteți fermier mediu cu 90 de hectare. Mic, să-i spunem mic. Spre mediu, să zicem. Dar atunci cum? Un fermier mediu cam ce suprafață are? Să zicem undeva 300 de hectare. 300-500. Deci cam aici tot că ar trebui să definim o exploatație medie. În rest, o exploatație mică, 100-150-200 de hectare. Și atunci dumneavoastră ca și fermier mic, dacă așa vă numiți cu 90 de hectare, cum reușiți să supraviețuiți, să mențineți afacerea
într-o situație cum a fost cea de anul trecut, cu seceta. Ați reușit să economisiți bani din anul precedent, din anul 2019. Ați acum știți bine? Cum e, noțiunea de economie în agricultură cred că e un pic exagerată. Trebuie să controlate toate verigile. Dacă nu le controlezi, ajungi spre faliment. E adevărat, anul trecut a fost un an cu calamități între 85% și 95%, dacă nu 100%, da? Dacă au mai fost rezerve din anii anteriori, că întotdeauna mai rămâne acolo o mică sumă de pus deoparte, așa se face, plus un credit, nu știu, și reușești să treci în următorul an. Nenorocirea este dacă se repetă și avem 2-3 ani la rând. Atunci e. În rest, poți să trăi ciclul de producție. Deci, practic, un fermier poate să supraviețuiască chiar dacă are, să zicem, ferma doar de 2-3 ani. Adică își face acum, un plan de afaceri. Eu vă dau mergând prin județ și prin țara asta. Atât timp cât o gospodărie țărănească, da? Care are două văcuțe, niște oițe, porci, ceva teren, da? Zi de zi, merge la piață, vinde, cumpără, vinde, cumpără. Există un rulaj, se întreține, face o activitate economică. Și evident de acolo că toate investițiile care le face în fermă și în gospodărie sau în casă, se tot de pe urma terenurilor sau animalelor. Deci nu, dacă e cât de cât gestionat corect, bănuții vin. Într-o mai mică sau mai mare măsură, dar vin. Dar dacă vorbim de profit, dacă tot ați spus că agricultura poate fi profitabilă, ne gândim la profituri mari de mii de lei într-un an, zeci de mii de lei într-un an, pentru că fermierul cred că trage linie după un an agricol. Atunci vede exact ce producție a avut, cât a vândut, cu ce a rămas, ce ar mai trebui să investească. Rezul noastră, agricultura trebuie să fie văzută ca o afacere. Că vorbind de o dimensiune mică sau mare, trebuie să fie gândită ca o afacere. Iar aici profitul vine la, nu știu, la suma investită. Dom'le, investesc 10.000 de lei, un profit de 5%, 7%, 20% în funcție de valorificare și de aici reiese profitul. E ca în orice altă afacere. Da, ca în orice altă afacere. Deci nu este nimic diferit. Cu toate că s-a încercat, dom'le, ideea că... Nu, agricultorul țăran nu stă cu mâna întinsă. Cum spuneau unele persoane anul acesta, chiar și anul trecut, când solicitau despăgubirile de secetă. Acum, știți, e într-un fel îndreptățit. Atât timp cât vii și promiți despăgubiri, dai speranțe și automat și oamenii aia speră că pot fi ajutați într-un fel. Adevărul este următorul. Agricultura trebuie sprijinită. Da? Dar și în egală măsură, agricultura trebuie să stă ca o afacere. Trebuie să existe un echilibru. Dar dacă facem comparații cu alte state, unde și acolo, să spunem, seceta a provocat pierderi, nu s-a pus problema de acordare acestor ajutoare? Nu, că ce se întâmplă din ce am auzit, lucrurile sunt organizate acolo un pic altfel. Sistemul de asigurări e pus la punct, sistemul de sprijin prin fonduri mutuale sau orice asta, e altfel organizat, dezvoltat. Pe când la noi am lăsat-o întotdeauna așa, să fie acolo, da? Agricultura ne privește pe toți, da? În mod normal, de agricultură ar trebui să fim dependenți toți. Pentru că, uitați ce se întâmplă, dacă nu mâncăm într-o zi, avem un sentiment neplăcut, de foame, de nu știu ce. Pe când cu îmbrăcatul, cu asta, mai putem merge. La noi s-a întâmplat invers. Am încercat să facem agricultura dependente de orice altceva, da? Nu invers. Când toți ar trebui să fim dependenți de agricultură. Dar dumneavoastră ce faceți cu producție, de exemplu? Unde o comercializați? Unde o vindeți? Pe piața liberă. În special la ferme care au zootehnie, la diversi cetățeni care la fel se ocupă cu creșterea animalelor, nefiind o cantitate mare, nu se justifică la tir, la barjă, la port. Și de altfel nici nu sunt de acord că dacă vrem să echilibrăm balanța comercială, așa trebuie să facem. Inclusiv ferma mică trebuie să se ocupe de, dacă nu crește animale, să se ocupe de spartul bobului. Da? Pentru că, uitați, citeam un studiu publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, FAO, și spunea că o treime din alimentele produse pe glob sunt produse de fermele mici, care dețin doar 12% din suprafața agricolă. Și la fel se întâmplă și în România.
Pentru că vă dau un exemplu. Cineva care are o exploatație mică, are și segment zootehnic, merge zilnic la piață sau la 2-3 zile, da? Cu diverse produse. Da? Pe când, nu știu, luăm o exploatație mare care are 2000 de hectare, are 3 angajați, se duce tot la port și după care noi importăm carcasă de porc, de vită, de ce-o fi, făină. Da? Putem să facem o comparație. Agricultura la fel ca și educația, ca și sănătatea. Bugetul crește an de an, da? Și tot nu ajunge, nu este suficient. Și ne uităm, dacă ne uităm partea cealaltă, pe balanța comercială, o să vedem că produse de bază, produse simple, care, nu știu, țin doar de spart bobul, mălaiul de porumb sau făina de grâu, o să vedeți că an de an importăm cantități mult mai mari și cu prețuri mult mai mari. Dar oricum s-a observat o scumpire a alimentelor. A început chiar de anul trecut scumpirea aceasta. Ori eu mă întreb cum putem echilibra noi balanța exportând cereale în loc să facem, să ne asigurăm măcar autoconsumul. Pentru că vrem, ne place sau nu ne place, la momentul actual România nu cred că își asigură, își poate asigura, adică de putut poate să-și asigure, dar nu își asigură autoconsumul pe produse de bază. V-am spus, mălai, făină de grâu și celelalte. Produse simple, care se pot ajunge pe piață printr-o simplă procesare, printr-un simplu proces. Și atunci ce soluție ar trebui să existe pentru a fi o, să zicem, o balanță, dacă tot vorbești de balanță comercială? În primul rând, o gândire în acest sens. Da? Să facem o politică pe măcar 5 ani, pe 10 ani, să facem o strategie. Am văzut în piață tot felul de strategii făcute de firme, firmulițe, grupuri de firme, în funcție de interesul propriu sau de grup. Da, domnule, cu strategia, cu tare sau cu tare. Ori lucrul ăsta, după părerea mea, ar trebui să înglobeze cât mai mulți actori, pornind de la Academia Română, la Academia Științe Agricole, autoritățile statului, cei care fac agricultură în primul rând, pentru că știu cel mai bine de la firul ierbii, din câmp, care sunt nevoile, care sunt dificultățile cu care se comportă. Și acolo un acord, ca să zic așa, național. Dar se vorbește mult și despre comasarea terenurilor, oarecum metode de includere a fermelor mici, cumva, sau transformarea lor în ferme medii. Vorbeați de ferme mici și, într-adevăr, România e un stat cu multe ferme mici. Ar dispărea fermele mici, fermierii mici, vom vedea doar fermieri mari. Ce s-ar putea întâmpla? Știu cui folosește. Observ de ceva ani discuțiile astea, domnule, că fermă mici, că nu știu ce. Eu l-aș spune, v-am dat exemplu mai devreme, gospodăria mică. Atât timp cât eu am o gospodărie mică, care îmi vine la piață zilnic sau de 2 ori, de 3 ori pe săptămână și îmi livrează produse proaspete, practic, acea gospodărie îmi pune umărul la echilibrarea balanței. Da? Mai mult decât o exploatație mare, care are 1000 de hectare cu 3 angajați și livrează tot la barjă, la port, la vapor. Da? Noi ar trebui să încurajăm, să avem, cât, mai ales pe lanțul scurt, să avem cât mai multe produse zilnic, la 2 zile, la 3 zile, în piață, sau în magazine de specialitate, sau și nu numai. Dar am văzut că există și o campanie, ca să zic așa, referitoare la produsele din fermă, de la furculiță la consumator, sau de la fermă la consumator, from farm to fork, ceva. Da, e un concept european. Acum eu nu înțeleg, pentru că europenii ăștia, pe de o parte, spun, domnule, sprijinim ferma mică, nu știu ce, ori nu prea se vede. Asta cu de la furcă la furculiță, iarăși nu prea se vede și intră oarecum, se bate cap în cap cu noile tendințe de a reduce efectivul de animale la nivel european, de a reduce emisiile, nu știu ce. Trebuie să ne hotărâm. Europa are nevoie de hrană. Acum vă spun o chestie, uitându-mă acum ceva timp în urmă pe un studiu făcut în Brazilia, bineînțeles, nu în Europa. În 2030 populația pe toate continentele va crește, cu excepția Europei. Chiar și așa. Nevoie de hrană trebuie asigurată. Și nu cred că prin măsuri de astea de a reduce sau plafona efectivul de animale putem rezolva lucrul ăsta. Dar o să mai mâncăm mâncare sănătoasă? Adică noi când ne gândim la sănătos, ne gândim prima dată la mâncare făcută de bunici, pentru că nu existau atât de multe chimicale pe vremurile acelea.
Acum însă se tot discută de porumb modificat genetic, de inclusiv, nu știu, ne gândim la cereale, poate or să fie și acestea modificate. Acum știți ce se întâmplă, inclusiv și porumb modificat genetic și soia modificată genetic. Eu am pus o întrebare, cred că anul trecut a fost un fel de seminar online cu vicepreședintele COPA și COGECA, cineva de la Comisia Europeană, și spune, noi de ce nu avem totuși voie să cultivăm soia modificată genetic, porumb modificat genetic? Că până la urmă, oarecum frânăm sau punem o piedică Europei în a studia. Pentru că una e să studiez în laborator două plante și una e să am un câmp experimental cu diverse soiuri și să le pot studia. Adică, practic, stăm în calea evoluției sau a științei. Cu toate că Europa consumă foarte mari cantități de soia modificată genetic și de ce nu porumb modificat genetic? Prin furaje și care se regăsește ulterior în carne. Deci, practic, noi deja le consumăm? Sau? Categoric. Păi uitați-vă pe cantitățile de soia importată sau care vine din, în special din America de Nord și Sud în Europa. Și la noi în țară, de ce nu? Că nu reușim să acoperim nici măcar cererea de soia. Bine, dar poate ar trebui să fim și noi mai atenți, să nu facem risipă alimentară, să consumăm doar cât avem nevoie și astfel am putea asigura necesarul de hrană, pentru că s-a văzut, an de an crește cantitatea de risipă alimentară. Da, aici răspunsul nu e decât simplu. Educație. Da, educație. Pentru că citeam niște cărți publicate înainte de 90, inclusiv cu normă de hrană. Acum noi ne-am obișnuit să mâncăm să fie acolo, nu? Totuși, când îmi fac cumpărături, domnule, îmi cumpăr o pâine sau nu știu, îmi cumpăr o pâine de 700 de grame, mănânc astăzi și după aia o arunc, că nu mai mănânc pâine săptămâna asta. Aici vorbim de educație, cred că. Sau, sigur, e vorba de educație. Dar aș vrea să ne explicați și cum se stabilește prețul la cereale, la porumb. Văd că există cam săptămâna, m-am mai uitat diverse situații cu aceste prețuri, când încep deja să se comercializeze producțiile. Explicați-ne un pic cum se ajunge la prețul final sau prețul zilnic. Ca și mecanism. Acum, vedeți dumneavoastră, agricultura este o afacere. Ca în orice afacere, un produs, dacă este cotat la bursă și cerealele sunt cotate la bursă, oarecum avem ca reper, ca etalon, cotația la bursă din ziua respectivă. Și acolo cineva, cumpărătorul, traderul sau cine cumpără, spune, domnule, am nevoie de cantitatea asta de 1000 de tone. Cât este la bursă? Eu știu, am 100 de dolari sau 125 de dolari. El și-a încalcul, domnule, cât mă costă să duc până în port, până la mine? Și atunci spun, domnule, cotația e de 125 de dolari, îți ofer 118, că au cheltuieli de transport, de condiționare, cam asta. Nu cred că se ține cont neapărat de costul de producție, pentru că trebuie să facem o diferențiere între ei. Prețul de piață și costul de producție. Că s-ar putea, dacă, nu știu, luăm în calcul, acum a fost 90 de bani, acum s-a ajuns pe la 78 de bani la grâu. În funcție de producție avem un cost per kilogram. Dacă nu avem o producție mare și avem cheltuieli mari, s-ar putea să nu scoatem, să nu acoperim costurile. Și atunci avem o problemă. De exemplu, dumneavoastră ați avut, bănuiesc, ani buni ai producții, cu producție bună. Prețurile practicate în anii aceia erau prețuri reale? Adică, în majoritatea anilor, prețurile au fost, ca să zic așa, împotriva agricultorilor. Pe românește, da? Dar v-am explicat, prețurile se iau în funcție de cotația de la bursă și nu neapărat țin cont de prețul de cost pe kilogramul de cereale. De asta cea mai bună, sau pentru sporirea profitului, cred că ar trebui o reorientare sau a se încuraja orientarea spre zootehnie, da? Ca să aducem plus valoare, spre procesare. De ce nu? Pentru că una e să vând un tir de grâu sau de porumb și una e să fac, să mă duc la moară, să procesez porumbul respectiv și să-l fac făină, mălai. Sub diferite forme, ca și aici avem diverse categorii în funcție de procesul de măciniș. Dar mă gândesc că... Și aici, mă scuzați, aici aș reveni iarăși la plus valoarea adusă în gospodărie, în fermă. Și aș miza iarăși la fel pe ferma mică, care aduce plus valoare.
ia cerealele, le transformă în carcase sau în lapte sau în brânzeturi sau în făinuri sau orice alt produs. Și avem plus valoare. Și atunci oarecum punem umărul iarăși la echilibrarea balanței? Poate exista un lanț integrat, un curs firesc al... Categoric. România are unități, exploatații, etalon. Și cred că de acolo ar trebui să pornim când facem o strategie și să înglobăm inclusiv pe cei mici. Da, mă gândesc în primul rând la domnul Muscă, la Arad, la ce face Alexandru Baciu, în sud, da? Inclusiv am văzut produse lactate în ambalaj de sticlă, jos pălăria, Gavrilă Tuchiluș de la Galați, cu cei de la Agricola Internațional, cu Horoi, cu care mai sunt. În fiecare județ avem exemple de exploatații de acest gen, exploatații integrate, cum ați enunțat mai devreme conceptul de la furcă la furculiță. Da. Da? Și de acolo cred că ar trebui să construim, dar pentru asta trebuie să-i aducem la masă și să facem o strategie. Au fost foarte multe întâlniri, cel puțin începând cu anul trecut, pentru că așa a fost și situația cu seceta. Fermierii nu prea au fost mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat, de aceea au și protestat. Chiar ultimul protest a fost cu utilajele în stradă. Aici și la București a fost protestul. Acum este îndreptățit protestul, cum am spus și mai devreme, numai că, să zicem, a fost un pic decalat. Pentru că mi-aduc aminte că la votarea bugetului, cei din Comisia de Agricultură, cred că din Camera Deputaților, au spus, domnule, noi vom avea niște amendamente pentru despăgubiri, se prevedea sume, nu știu ce. Dacă acest demers era dublat, să zicem, și de câte un fermier din fiecare comună la București, în ziua sau în preziua votării bugetului, cred că presiunea și rezultatul erau altele. Acum, tehnic, ce să facem? Așteptăm rectificarea. Vom vedea dacă agricultura mai primește bani în plus la rectificare sau mai pierde. Și oricum fermierii acum sunt ocupați, e deja se gândesc ce producție o să aibă anul acesta, verifică culturile. Ploile, am înțeles că au mai amânat puțin perioada recoltării. E un decalaj de câteva zile, chiar o săptămână, am înțeles. O săptămână, poate chiar două. Ce se întâmplă? Anul ăsta e total atipic față de ce a fost 2020. A început cu o perioadă rece și asta a decalat inclusiv perioada de semănat. Vorbim la culturile de primăvară. Și e normal să apară intervalul ăsta de întârziere. Da, adică... Dar agricultorii sunt pregătiți. Nu. Deci nu va fi în iulie, cum la jumătatea lui iulie, cam așa era lui iulie. Cam așa. Perioada, va fi modificată. Din ce mă uitam pe câmpuri în județ și nu numai, cred că undeva după 15 iulie se poate intra la grâu, la recoltat, fără probleme. Dar poate dacă nu mai sunt ploi, dacă va fi o vreme prielnică. Cum vedeți, ieri am fost în câmp. Dacă astăzi nu plouă, ieri ieșea praf în urma mașinii, da? Astăzi nu plouă, s-ar putea ca mâine să nu se mai cunoască aproape urmă de că a plouat, da? Pământul are nevoie de apă. Am spus, în 30 de ani de deficit și scăderea mediei precipitațiilor căzute anual, nu poate compensa 100 de ploaie. A, deci nu au fost suficiente, deci încă mai e nevoie. L-am mâniat pe Dumnezeu să spunem că a plouat prea mult. Cu excepția unor cazuri, ați văzut și noastră la știri, acolo, da, într-adevăr, sunt situații, dar nu ar trebui să dăm vina pe ploaie. Cât pe, cu totul și cu totul, alte cauze. Eu personal pot să spun un singur lucru. Oricât de multe stricăciuni mi-ar face ploaia, nu mă pot supăra pe ea. Oricum vorbiți din prisma unui fermier. Dar haideți să facem un exercițiu de imagine și să ne gândim dacă cineva care vrea să apuce de agricultură, nu știu, termină facultatea, ca și dumneavoastră, inginer, și vrea să exploateze 50 de hectare de teren agricol, da? O suprafață mare, zic eu, pentru un începător, ca să zic așa. Ce costuri implică această afacere? Costul de înființare a unui hectar de cultură, acum depinde și de cultură, are nevoie de un utilaj agricol. Ce, pas cu pas, ce trebuie să facă acest fermier? Măcar așa, în mare, să ne facem o idee cam ce muncă există în spatele unei astfel de afaceri în agricultură. Laud și sprijin orice gând, orice idee a cuiva de a se apuca de agricultură.
Și cum am spus mai devreme, în primul rând, agricultura trebuie văzută ca o afacere. Că avem o exploatație de 2-3 hectare, legumicultură sau, eu știu, arbuște fructifer, vorbim aici, morți, meuri, căpșuni, ce mai este, sau 10, 20, 30, da. 50 hectare, cultură mare, trebuie văzută ca o afacere. Cum? Ne gândim la suprafața pe care o putem lua, ne gândim la culturile și, în primul rând, genul de activitate care trebuie să o facem sau vrem, dorim să o facem, trebuie să fie strâns legată de studiile și competențele pe care le avem. Da? Deci nu toată lumea poate să fie agricultor, chiar dacă... Dacă își dorește neapărat, poate nu. Nu înseamnă că nu poate face. Poate apela la sfatul unui specialist sau la sprijinul unui specialist. Deci nu. Și de acolo ne face un plan de afaceri. Deci s-a dus vremea când, domnule, am 3 hectare, nu știu, îmi trebuie 2 saci de porumb, mai văd eu ceva. Când după ce răsare, văd, îmi trebuie pe unul ce erbicid. Nu. Acum trebuie făcută oarecum ca la carte, ca să zic așa. Ne face un plan de afaceri, vedem care, în funcție de cultura aleasă, care sunt costurile și după care să vedem finanțarea. Da. Adică de ce bani dispunem și cât putem să ne întindem. Dar care este suma minimă pe care trebuie să o investești într-un hectar, să zicem, indiferent? Suma minimă. Cultură mare, că sunteți... Haideți să nu știu, să luăm un... Facem un, așa un exercițiu mai larg, așa. Luăm un hectar de porumb, da? Avem lucrările agricole, care dacă nu deținem utilaje, trebuie să plătite prestările servicii. Care undeva, să zicem, că s-ar apropia mai toate lucrările peste 1000 de lei, inclusiv recoltatul. Da. Da? Bani care trebuie să îi avem etapizat. Trebuie să avem în calcul sămânța, care anul ăsta a variat de la 400 de lei, 3-400 de lei la hectar până la peste 1000, da? În funcție de potențial, de nume, de brand, că uneori ține doar, plătești doar numele. Da, cum se întâmplă și în multe alte cazuri. Categoric, da? După care, partea de protecție și sănătate a plantelor, că dorim să avem un sol curat, să nu avem o cultură sau de porumb să fie, să apară cu tot felul de dăunători, da? Și un porumb de calitate, conform stasului. Și aici, iarăși, trebuie să mai luăm în calcul câteva sute de lei. Undeva pentru un hectar, undeva, probabil că ați văzut în foarte multe cazuri, majoritatea agricultorilor spun, domnule, eu, cheltuiala pe hectar se merge de la 2500 la 3500, 4000, 5000. Acum, cine vrea să facă record, știți cum performanța se susține cu sume mari. Exact. Da, o medie, vorbim 2500, 3500, ușor. Da, la cam hectar. Aici, da, pe hectar. Și mi-am spus, contează și cultura aleasă, și bei specialiști, deții utilaje, nu deții... Deci ca să te apuci de afaceri în agricultură, ai nevoie de câteva zeci de mii de lei. Ca să te apuci de orice afacere, ai nevoie de niște bani. Bun, să zicem, investești banii aceștia, dar poți să îi amortizezi? Dacă în orice afacere faci o investiție și te gândești că vrei și profit. Și profit, dar măcar te gândești mai întâi să o amortizezi, pentru că în agricultură oricum se vorbește de profit după o perioadă mai îndelungată. Sau dumneavoastră oricum ne puteți spune mai multe despre asta, dacă e... Acum trebuie să obții venituri anual. Dacă nu obții venituri, la un moment dat pui lacătul. Na, asta este. Sunt fermieri care au renunțat la agricultură? Da, am auzit cazul de fermieri care... Agricultori care au vândut exploatațiile sau datorită datoriilor acumulate într-un an, 2-3, au fost nevoiți să cireze din terenul utilaje sau chestii între astea. Da. Seceta cam asta a adus. Da, sunt consecințele. Și probabil că lipsa măsurilor sau unor măsuri de sprijin, nu știu. Dar, oricum, fermierii care sunt cei cu tradiție și fac agricultură de foarte mulți ani, deja cunosc foarte bine domeniul, știu exact la ce situații neprevăzute poate iau un calcul, la cum e și seceta. Până la urmă, contează și vremea. Bun, putem avea fenomene climatice, secetă, îngheț, inundații, da, clar. Dar, pe principiu, ouăle au mai multe coșuri. De asta se și face. Avem și culturi de floare, și rapiță, și porumb, și grâu.
Da, oricum, la noi în județ, predomnă, am văzut culturile de cereale și am văzut și floarea sau chiar și sfecla a început să fie cultivată pe suprafețe destul de... Mi s-a părut că suprafețele cultivate cu sfeclă au început să scadă de la an la an. Nu mai știu acum, ar trebui să verificăm la Direcția Agricolă, că ia o statistică și... anuală cu raportarea suprafețelor și atunci, sau cei de la APIA. Da. Bun, deci am lămurit asta, ce înseamnă să fie un fermier începător și ce sumă, de ce sumă ai nevoie să faci asta. Orientativ, pentru că diferă de la caz la caz, nu putem, doar așa vorbim la general. Da, la modul general. Dumneavoastră, de exemplu, când ați avut primul an cu profit? De când sunteți fermier? Cum? Adică să ne gândim, facem un, nu știu, un... Haideți să lămurim un pic și chiar insistența asta noastră spre profit sau discuția legată de profit în agricultură. Profit, ce înseamnă? Dom'le, am un hectar de porumb, pot să scot profit și de pe acel hectar, da? Ce se întâmplă? Am o sumă de cheltuieli, scot o anumită cantitate de producție, o valorific și atunci fac cât am scos din valorificarea producției, dau jos cheltuielile și toate obligațiile și ce rămâne este profit. Și da, se poate vorbi de profit și la un hectar. Nu știu, luăm o cantitate, scoatem 8 tone de porumb boabe la hectar, îl vindem cu, nu știu, 70 de bani, da? Dăm jos 3.000 și ceva cât asta, rămânem cu 1.000, poate, sau sub 1.000, în funcție și de piață, și de cantitate obținută, și de alte costuri. Da, da. Dar profit, da, se scoate din agricultură. Da, o afacere în agricultură poate fi susținută fără credite. Am văzut că fermierii fac credite pentru a-și cumpăra utilaje, în primul rând. Dumneavoastră v-ați achiziționat utilaje noi, moderne? Da, am și utilaje noi, dar încerc să țin, oarecum, v-am spus, să nu fac agricultura sau segmentul agricol să fie dependent, cum în era asta, a comerțului, ca să zic așa, încercăm să facem agricultura dependentă de tehnologie, de asta. Nu, trebuie să existe un echilibru. Și încerc să țin sub control. Într-adevăr, am utilaje noi, moderne, deci cum are toată lumea. Dar încerc să le țin sub control, așa, cheltuielile. Ca să nu fac dependent, adică să mă îndatorez excesiv ca să nu mai pot plăti. Pentru că, uitați, seceta de an trecut, ferească-ne Dumnezeu de un alt fenomen, și ajungem în incapacitate de plată. Spuneați, când vorbeam înainte de emisiune, că lipsa forței de muncă e strâns legată de modernizarea parcului auto. Practic, sunt puțin legate cele două. Da, există clar o legătură directă, pentru că lipsa forței de muncă a dus la înnoirea sau, ca să zic așa, dotarea cu utilaje de capacitate mare. Pentru că ai nevoie și de o intervenție pe unitate de timp foarte redusă. Vedeți acum ce se întâmplă cu clima și cu ferestre. Și atunci agricultorii s-au dotat cu utilaje de putere mare, cu utilaje cu lățimi de lucru mai mari, ca să poată acoperi o suprafață într-un timp mai scurt. Bineînțeles, și datorită lipsei de forță de muncă, dar să ne înțelegem, pentru că acele utilaje trebuie totuși exploatate de forță de muncă calificată. Și ne întoarcem la educație, care stă și la baza risipei alimentare, și la baza forței de muncă, și la ce vreți noastră. Comportamentul de zi cu zi în societate. Deci au dispărut angajații cu meserii, tractoriștii. Bine, acum am văzut că tractoriștii nu se mai numesc tractoriști. Se numesc operatori de utilaje. Bun. Acum putem să-i denumim cum vrem noi. Important ca inspectoratele școlare județene să aprobe clase de tractoriști sau operatori sau cum vor să-i denumească ei. Ați acum 3 săptămâni, cred că am fost cu o colegă din presa agricolă la liceul agricol de la Huș și îmi spunea doamna director de acolo că li s-a refuzat o clasă. La fel în Iași am înțeles că a mai fost un refuz de la inspectorat și nu înțeleg, pentru că școala agricolă nu produce șomeri. Da? Un absolvent de școală agricolă, că vorbim de operator de tractoare, că vorbim de mecanic agricol sau ce profesii mai sunt, ce derivații mai sunt, intră în câmpul muncii cu un salariu de minim 2.500-3.000. Da? Poate chiar în funcție de cât este de priceput.
Deci sunt meserii care categoric pot fi practicate. Agricultura trebuie să țină de siguranță națională, cum la fel și învățământul. Și atunci nu fac sau măsurile luate de către inspectoratele școlare prin interzicerea sau refuzul claselor, noi facem sau ne comportăm oarecum ciudat, invers. În loc să mergem, să încercăm să-i convingem, domnule, veniți aici că avem o piață de muncă, meseriile astea sunt foarte bine plătite, îți găsești de lucru imediat, noi practic refuzăm din pix nu o clasă sau două sau trei. Și cazuri de astea sunt în toată țara. Cred că sau ar trebui să nască o discuție, o dezbatere la nivel național lucrul acesta. Nu se poate, este inadmisibil ca să avem niște personaje, eventual, nu știu, puse și politic sau cum au ajuns acolo și se spună nu. Pentru că nu cunosc realitatea. Nu au stat de vorbă cu agricultorii, cu cei care au afaceri în agricultură. Nu știu cu ce probleme se confruntă datorită lipsei forței de muncă. Dați-ne câteva exemple. Dumneavoastră, oricum, spuneați că nu aveți angajați, dar dacă... Eu mi-am asumat un risc, asumat, da. Dacă nu am tractorist, mă urc eu pe tractor. Da. Sunt și de meserie, îmi face și plăcere, acum trebuie să recunosc, și mă relaxează. Dar sunt diversi... Colegi de breaslă, da. Colegi care nu reușesc să facă. Și n-ai cum să faci față, să mergi pe combină și pe tractor și pe... Și atunci ai nevoie de angajați. Nu ai angajat, ești forțat să faci tot felul de artificii. Ba apelezi la prestări servicii, ba întârzi, nu știu, o verigă, o etapă în cultura respectivă și atunci automat se duce la diminuarea profitului, dacă tot spuneați de profit. Da. Deci, practic, forța de muncă e o verigă importantă în toată afacerea. Și trebuie să se revină la principiul al școlilor profesionale. Am văzut acum că de ceva ani sunt personaje care au copiat niște cărți de prin afară, n-au habar ce se întâmplă sau n-au absolvit o școală profesională. Eu vorbesc datorită faptului că sunt un produs al școlii profesionale. Știu ce se întâmplă. Aveam manuale foarte bune, extraordinar de bune, dar s-a luat decizia de a se desființa. Acum am mers pe soluții de avarii de vreo 2-3 ani cu învățământul ăla dual. După părerea mea, trebuie să fie o soluție de avarii. Soluția care ar trebui să urmeze să fie înființate acele școli profesionale. Și acolo după aia avem altă discuție, că nu mai are cine să-i pregătească, ajungi cu căciula în mână la inspectorat și spune nu-ți dau două clase, îți dau doar una și tot așa. Pentru că, mi-aduc aminte, în anii 90 eu am dat examen la școala profesională. Am fost 3,17 pe loc. Da? Și aici spune, n-aveți elevi. Dumnezeu, dar hai să facem două clase, avem elevi de o singură sau de o clasă jumătate și cine nu mai încape, nu știu, la construcții, la automatică sau la electronică, undeva, să vină din coace, poate prinde gustul de agricultură. Pentru că acum, vedeți, cu noile tehnologii, în agricultură avem și automatică, avem și electronică și da, orice. Adică nu mai s-a dus vremea clasică la cu o roată din țată și un ciocan. Da? Și tinerii cred că sunt mai mult atrași de acest domeniu odată cu modernizarea. Categoric, mai ales că el vine în școală cu telefonul în mână. Adică e mult mai simplu să facă pasul, să facă trecerea la tot ce înseamnă digitalizarea agriculturii, da. GPS sau mai știu eu ce, dronă, de ce nu, da? Da, văzut că au apărut și la noi drone. Sigur că da. Este o necesitate, dacă vreți, până la urmă, pentru că sunt foarte multe avantaje. Ai o reducere a cantității de apă, a timpului de efectuat lucrarea respectivă, poți să faci pe spații restrânse. Nu ai nevoie de un volum, vină cu remorcă, cu cisternă, vină cu mașină, așa, cu o singură dronă, ai pus o mașină cu substanța, cu aia. Tot îi ține de precizie, da. Ține de viitor, până la urmă. Știți, nemții au un proverb. Mergi cu timpul sau pleci cu timpul? Noi trebuie să alegem să mergem cu timpul. Oricum, tinerii care vor să lucreze în agricultură, am văzut că au început să facă chiar și facultatea, să se specializeze pe diverse ramuri, da, și chiar se angajează imediat după ce termină și chiar au și funcții importante. Adică știu tineri care administrează întregul parc auto, se ocupă doar de asta. Cum am spus mai devreme, școala agricolă nu produce șomeri. Din școala agricolă, că vorbim de la școala profesională, liceu agricol și facultate, automat a intrat în câmpul muncii. Și pe salarii, de ce nu, sau destul de atractive.
ca să zic așa. Deci nu mai e vorba de salarii mici, pentru că auzeam și diverse discuții despre asta, cum că nu sunt bine plătiți și unii preferă să plece în străinătate. Să știți că o cauză a lipsei forței de muncă s-a datorat sau plătirii destul de prost a celor care angajau pe vremea. Mi-aduc aminte, în 90 erau tot felul de discuții. Și atunci asta a făcut ca să ajungem în clipa de față, să vorbim despre lipsa forței de muncă. Dar acum cine se respectă, cine ține la afacerea lui, nu își permite, cum spunea frumos doctorul Petcu acum ceva ani, dom'le, cu omul ăla îți faci tu treaba. Că altfel nu, urcă tu pe tractor, du-te și dă mâncare la vacă, dă la păsări, nu știu. Dacă nu, trebuie să plătești, să plătești corect, pentru că este o afacere. Și cei care sunt, poate, de mai mulți ani în domeniul acesta, pot să facă, nu știu, niște pregătiri, să se actualizeze și ei, dacă s-a modernizat zi totul. De zi sau săptămânal, lunar, apar noutăți. Acum vedeți că în agricultură evoluează lucrurile la fel ca în IT, vorbim de, nu știu, telefonie, laptopuri, da, și ce mai sunt. Da? Obligatorii trebuie să fii la curent cu noutățile care apar. Nu mai vorbim de un model. Vedeți și producătorii de mașini și utilaje agricole. Vin an de an, cel puțin dacă nu chiar la jumătate de an, cu tot felul de noutăți, îmbunătățiri. Și atunci ești obligat, vrei, nu vrei, să fii la curent cu tot ce înseamnă tehnologie și noutăți. Dar vom ajunge să vedem în ferme doar tehnologii și oameni nu? Adică va înlocui... Putem doar intui. Nu putem ști sigur ce ne rezervă viitorul. Atât timp cât tehnologiile evoluează, uitați, până și unul dintre primii 5 producători de tractoare la nivel mondial, vorbim de Belarus, da? A prezentat zilele trecute, acum 3 săptămâni, 2 săptămâni și a tractor autonom. Și nu vorbim de o firmă cu renume mondial, vorbim o firmă din Est, da? Dar cu foarte, foarte multe unități vândute. Da? Deci, practic, de drumul pe tarlaș și s-a dus. Da, da. E programat să facă un set de lucrări, când se termină carburantul, este trimis către rezervorul de motorină, l-a alimentat. Nu putem ști. Uitați evoluția dronelor. Erau niște jucării și acum sunt drone care au capacitate de pulverizare undeva la 50 de litri și chiar 100 de litri sunt în teste acum. Deci e și aici o necesitate a înlocuirii forței de muncă, dacă practic... Nu știu dacă chiar înlocuirii, că nu știu dacă vorbim de înlocuiri, de completarea lipsei forței de muncă, că mai corect spus așa ar fi. Păi fermierii trebuie să caute și soluții pentru a putea să și... Ca în orice afacere. Ești forțat și mai ales cu atât mai mult în agricultură când ai tot felul de fenomene, că secetă, grindină, îngheț, inundații, agricultorul este adaptabil, se poate adapta la orice problemă și inclusiv la cea lipsei forței de muncă, compensată cu tehnologia, cu evoluția tehnologiei. Dacă tot vorbeați de asigurări, fermierii acum știu că pot să-și asigure doar anumite tipuri de situații. Ar trebui adăugate noi probleme, ca să zic așa, care se confruntă ei în ultimii ani, au apărut diverse situații datorate climei, s-a schimbat și cu climă. Din ce am urmărit piața, majoritatea asiguratorilor, operatorilor în asigurări, am observat că au început să vină în fața fermierilor cu un grad mare de flexibilitate față de ce. Dacă erau, zic, nu știu, înghețurile, nu erau asigurate. Da. Sau acum am văzut că sunt operatori care fac lucrul ăsta. Acum depinde și de cerere și ofertă. E clar că trebuie să ne asigurăm că, fiind vorba de o afacere, orice risc trebuie asigurat. Ați obținut anul trecut despăgubiri de secetă? Nu. Atunci. Nu. Dar ați primit, cred că, doar despăgubirile pentru culturile de primăvară, nu, de toamnă, pentru 2019. Nici așa. Nu le-ați solicitat? Nu le-am solicitat, din lipsă de timp și atunci nu... Și asta e o problemă, pentru că fermierii, dacă sunt cu treburile pe câmp, nu reușesc să își aloce, nu știu, foarte mult timp pentru depus documente. Acum, știți cum e? Lipsa de timp, până la urmă, e o scuză. Da? Este o afacere. Noi trebuie să vedem pe ansamblu. Agricultura trebuie să fie gândită și văzută ca o afacere. Dom'le, e afacere. Dacă am undeva sufăr la vreun capitol și nu mi-aloc timp, îmi asum și consecințele. Punct. Deci e doar o scuză, nu e neapărat. Da, e doar o scuză, da.
Că mai aud persoane care spun, eu sunt fermă, eu nu am timp să... Trebuie să ne asumăm. Totuși suntem majori, maturi și trebuie să ne asumăm. Acum, văd că în societatea românească așa suferim să fie cineva vinovat pentru orice, numai noi nu, sau să avem, chiar dacă nu e nevoie, totuși avem un vinovat. Haide să depășim, pe 30 de ani trebuie să depășim lucrul ăsta. Dar ce ați observat? Tinerii care, nu știu, lucrează în străinătate sau care poate preiau afacerile, moștenesc afacerile părinților, vor să continue activitatea lor, vor să devină fermieri? Sigur. Care e trendul ce l-ați observat în ultimii? Sigur că da. Odată ce a gustat din profit, din viitorul afacerii, categoric va rămâne fidel agriculturii. Și mai mult decât atât, constat că tineri care au preluat afaceri sau au înființat afaceri mici în agricultură, le dezvoltă, le duc pe segmentul de procesare, de adăugare a plus valori. Și de ce nu, uitați, vin la piață, vin cu concepte noi de marketing, de management. Și lucrul ăsta se regăsește și inclusiv în bunăstarea angajatului, pe un produs mult mai bun, pe masa consumatorului. Dar noi ne putem compara cu un alt stat european unde agricultura, să zicem că e un domeniu foarte, un domeniu prosper. Mă refer aici poate la ca și calitatea produselor, poate ca și suprafață. Oricum noi avem o suprafață cel puțin în județ. Avem și noi în județele așa suprafață însemnată. Aproape 300.000 de hectare cu se face agricultură. Da. Deci nu mai urmezi la nivelul țării. Noi avem potențial și știm să sau nu știm să valorificăm acest potențial. Cam probabil că nu reușim. Nu reușim încă. Pentru că noi avem o sumă de produse, o sumă de produse foarte, foarte valoroase. Cred că ar trebui să lucrăm la capitolul încredere, încrederea unui producător. Vă dau un exemplu. Am întâlnit tot așa prin județ o femeie care producea un cașcaval excepțional și era rușine să-l pună pe masă. Da? Ca să nu mai zic să meargă cu el la piață. Un cașcaval excepțional. Un alt exemplu, am cumpărat niște brânză în primăvară de la în județul Vaslui, că eram în tranzit, și am oprit, am luat numărul celui de acolo. Am venit acasă, foarte bun, excepțional, excepțională. Și îl sun, băi, din ce mi-a mai rămas, am tras în vid și am pus în frigider. Și trimit poză, uite, așa vreau să arate. Și el îmi spune, într-adevăr, am aparat de vidat, dar cel care face brânza nu știe să-l folosească. Și îmi spun, asta nu e o scuză, caut un tânăr, învață, le educă. Următoarea dată când am cumpărat, tras în vid și am zis, data viitoare vreau să văd de etichetă. Trebuie lucrat un pic la capitolul încredere. Pentru că avem, slavă Domnului, avem foarte, foarte multe produse, o paletă gamă, de la produse alimentare, nealimentare, băuturi și altă, care sunt mult, mult mai bune decât cele din afară. Numai noi, și aici mă refer inclusiv la consumatori, ar trebui să le descopere și să le acorde încredere, să le consume. Credeți că lipsa aceasta a încrederii e și un motiv pentru care fermierii fug de asociere? Pentru că și situația aceasta, asocierii, e intens discutată. Sunt asociații, nu sunt discutate la scurt. Și acum putem spune lucrurilor pe nume că și asocierile astea când se fac sau ce s-a făcut la noi în țară, că vorbim de unele asociații, că vorbim de asta, s-a făcut în special, acum de ce să nu recunoaștem, pentru interesul personal sau de grup, da? Asociere este un lucru foarte bun. Eu personal mă gândesc la asociere, dar nu la asociere la a produce, ci la asociere la a procesa și a comercializa. Cred că aici ar trebui marșat mai mult pe segmentul ăsta, de a procesa, de a crea un produs, de a-i da plus valoare. Că practic de asta ne asociem. Uitați, supermarketurile se plâng că, domnule, nu am făcut contract cu Nea Elie. De ce? Pentru că nu reușea să-mi aduc o anumită cantitate care vreau eu. Dar 5 producători care au produs o legumă, să știu, o cereală, da, se pot strânge la un loc, pot strânge cantitatea respectivă cerută de rețeaua de magazine. Sau de ce nu produsul, nu știu, făină, mălaie, ce sunt astea. Și atunci lucrurile stau altfel. Deci anul acesta vom avea o producție bună. Se văd lucrurile nu putem acum. Afirma, nu. Nu. Cum am spus mai devreme, toți ne dorim să avem o producție cât mai bună. Dar până nu o vedem în magazie, până nu o vedem în remorcă, în camion sau unde vreți noastră, nu putem spune
Că uitați, tot felul de genul de afirmații de-astea speculative, da, o să fie costa asta, nu face decât să se ducă la, la o prăbușire a prețului. Deci, practic, și asta influențează... Da, sunt personaje, ca să nu, și în special din zona politicului, care sunt luate de val așa și spun, domnule, că avem ăsta. Domnule, stați să vedem un pic. Să-l vedem în magazie, da? Și acolo. Numai că știți, ironia sorții în, nu are finalitate. Valul ăsta de... Asta nu are finalitate să fie lovit de o stâncă sau de un mal, ci produce efecte negative asupra pieței agricole. Și cum ați spus, oricum, fermierii sunt dezavantajați din cauza prețurilor și da, ar trebui un pic și aici lucrat. Adică, categoric. Dacă sunt diverși factori care influențează aceste prețuri, e clar că speculațiile sunt... prea multe și trebuie... Cum e? Suntem într-o lume a comerțului până la urmă și speculează până și cea mai mică declarație. A ieșit cineva care, nu știu, poate n-a fost rău intenționat. Acum trebuie să fim, să acordăm și... Da. N-a fost rău intenționat. Dar cineva extrage din context, spune, uite, domnule, a spus ăla că ai... nu știu ce. Și atunci automat vine și spune, domnule, avem producție, luăm din altă parte. Ori nu e așa, realitatea nu stă chiar așa. Uitați, chiar dacă se adună un an bun, inclusiv producția, poate suferi datorită cantității de apă. Se poate scutura, poate bălti apa. Și atunci automat diminuează cantitatea de cereale la, obținută la hectar. V-am spus, trebuie să avem răbdare, să vedem producția în hambar, în magazie, în camion, în asta. Și atunci să vedem exact care sunt cotațiile. Dar noi să la cât sperați să obțineți? Nu dau niciun pronostic. V-am spus, în momentul în care am cântărit, atunci știu, domnule, atât s-a obținut. Dar cât ați obținut în cel mai bun an? Nu, diferă. Diferă. Diferă producțiile, diferă de la soi la soi, diferă de la solă la solă. Nu știu, dacă trecem drumul și avem o altă categorie de sol, automat se diminuează. Deci trebuie să așteptăm. Da, eu recomand prudență, pentru că afirmațiile de genul că am obținut nu știu ce, că o să fie, nu știu ce, nu fac decât rău și nu duc decât la scăderea prețului în piață sau la poarta agricultorului. Da. Și dacă vrem totuși să ne capitalizăm, trebuie să ne gândim în primul rând la ce măsuri sau la ce spunem. Da? Ar trebui să fim mai uniți. Exact ce spuneam de asociere și de lipsa de încredere. Cred că... Da, să știți că nu neapărat, adică trebuie să începem cu pași mici și prin lucruri simple. Inclusiv afirmații de genul ăsta, că am obținut nu știu ce producție record. Păi stai un pic că tu ai obținut, nu știu, ai obținut 18 tone de porumb boabe. S-ar putea ca cineva care obține 10 tone de boabe de porumb la hectar, cu anumite cheltuieli, să fie mai profitabil decât cineva care obține 18 tone cu anumite cheltuieli, mult mai mari. Da. Adică... Și afirmații de genul ăla nu fac decât rău. Și ne facem rău nouă. O să vedem și noi cum vor, ce producții vor obține fermieri și care va fi situația în județul nostru abia în iulie, cel puțin când vor fi recoltate cerealele. Atunci vom avea primele estimări, să zicem. Categoric, categoric. Până nu cântărim, până nu vedem recolta în hambar, e de vreme. Și atunci să vedem. Cine știe ce fenomene climatice ne mai lovesc? Uitați cum s-a întâmplat cu pandemia. Că pe vremea când a început pandemia, a dispărut inclusiv năutul de pe raft. Când nu cumpăra nimeni năut. Stătea acolo, îl schimbau ea doar că expira. Și în primele săptămâni nu se mai găsea nici năut. Pentru că cei care ne exportă produse alimentare s-au gândit, băi, stai, siguranța alimentară. Întâi noi și după aia exportăm în România sau unde mai dăm noi. Lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Da. Și consider că pandemia ar trebui să... sau trebuia să ne învețe o lecție și să rămână oarecum proaspăt așa în memorie. Să ne gândim, dom'le, trebuie să producem noi făină sau ce mai e asta, da? Să nu așteptăm să ne livreze ăla, să vină de la un nu știu ce retailer, camionul sau vaporul. Da, vom vedea și noi ce s-a învățat din această situație și ce măsuri vor fi luate. Bineînțeles, cum n-aș vrea să mă gândesc, n-aș știți cum e cu românul care are memoria scurtă, prinde greu și de repede. Eu sper să fi învățat ceva, sper să ca decidenții să aducă în discuție că nevoie sigur este necesitatea unei strategii pe măcar 10 ani, da? Și în primul rând bazată pe asigurarea autoconsumului. Și slavă Domnului, v-am spus mai devreme, avem suficiente unități
de producție care fac niște produse excepționale, că vorbim de produse lactate, de făinuri, de cărnuri, da? Mă uitam zilele trecute, am văzut că oamenii încet, încet își fac și marketing, cum pot și în funcție de bugete, produse de carne prezentate, chiar din zona Moldovei, prezentate în ambalaje mai ceva ca în afară. De dovadă că și noi putem. Acolo unde există puțină creativitate, ceva bănuți, se poate. Da. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, sper că ceea ce am discutat astăzi a fost în beneficiul fermierilor și consumatorilor deopotrivă, pentru că până la urmă produsele de aici din Iași sperăm să ajungă la consumatorii din Iași. Cel puțin din Iași. Eu zic că ar trebui să avem pretenții să putem și exporta, măcar în alte județe, în termen de export, dacă nu în afară. Da. Cu toate că avem producători în județul Iași care exportă și produse în afară, în țările europene. Și ar trebui să ne mândrim, să-i promovăm și de ce nu să le urmăm exemplu. Exact, exact. Succes în anul acesta! Să aveți o producție cea așteptată! Mulțumesc frumos și să ne dea Dumnezeu ploaie! Ploaie, continuare ploaie. Deocamdată până vom rezolva problema irigațiilor, că totuși stăm într-un județ unde s-au făcut din 70 încoace tot felul de hidroameliorații, dar unde avem autorități locale apropiate de fermieri, găsim apă pe canale. Unde nu, e secetă. Da, vom putea discuta oricum și despre acest subiect într-o ediție următoare, pentru că e un subiect de interes irigațiile. Mai ales anul trecut a fost... Dar nu numai în an secetos. Atunci sunt cele mai mari probleme și de asta... Păi ne gândim la irigații doar în ani secetoși. Da, din nefericire. Din păcate. Mulțumim încă o dată și cu succes, cum spuneam, să aveți un an cât mai bun. Să avem un an bun, pentru că agricultura ne privește pe toți. Da, alimentația ar trebui să ne intereseze pe toți, nu doar pe cei care produc hrană. Exact. Numai bine. O zi frumoasă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă invităm să rămâneți în continuare pe BZ Live de la ora 13. Colega mea, Roxana Caraiman, l-a invitat pe primarul Comunei Vlădeni, Cătălin Brizanu, care va discuta despre proiectele de dezvoltare din localitate. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi. O zi frumoasă!